Hei, salutare! Vreau să vă arăt în video de astăzi care sunt diferențele între un Volvo FH4 care este echipat cu Distance Alert. Este o nouă opțiune de siguranță de la Volvo. Din punctul de vedere este o opțiune de siguranță pasivă, pentru că nu acționează într-un fel, doar te atenționează sau doar te face în așa fel încât să reacționezi tu. După cum știți, Volvo seria asta, FH4, începând din 2013, a venit cu acel sistem în care îți frânează singur în momentul în care ești prea aproape de cel din față și chiar păstrează și distanța între tine și cel din față. Pentru că au fost diferite comentarii în contradictoriu pe pagina InfoTrucker, o să vă arăt exact care sunt diferențele între modelul vechi și modelul nou. Astăzi conduc un model 2019, normal sunt fabricate la sfârșitul 2018, înscrise în Anglia în 2019, și o să vă arăt exact despre ce este vorba. În momentul de față rulez cu pilot automat, deci nu cu ACC-ul, doar cu CC-ul simplu. Rulez cu 55 de mile pe oră și în momentul de față o să setăm, o să vedeți aici, nu știu dacă o să se vadă pe cameră și la voi pe ecrane, o să setăm distanța cea medie. Normal tu ai putea seta 5 liniuțe, eu normal merg pe ultima, dar acum setăm decât 3 liniuțe, da? Setăm 3 liniuțe și vom vedea că acest sistem de distance alert doar te atenționează că ești la o distanță nesigură de cel din față. În momentul în care mașina te atenționează cu acel LED roșu care va apărea undeva aici pe parbriz, mașina nu va face absolut nimic. Nu va frâna, nu va încetini, își va continua rularea, doar atenționându-te totdeauna că ești prea aproape de cel din față și în felul ăsta te face psihic, pentru că tu vei vedea acea lumină acolo, te va face să te îndepărtezi de cel din față sau să intri în depășirea lui în cazul în care poți. Deci nu frânează, nu încetinește, nu ține distanța, doar te atenționează. Asta e singura chestie și te face cumva pe psihic, pentru că uite, până acum am avut trafic, acum nu mai am trafic, ca să vedeți. În momentul în care ți se aprinde acel LED roșu, da? Îl vezi acolo și te deranjează. Pe timpul zilei poate nu e atât de evident, dar pe timpul nopții sau când se întunecă sau dacă, nu știu, gen e norat afară, credeți-mă că acel LED te va dispera, adică clar te va face, bă, ori îl depășesc pe ăsta, ori stau mai în spate, lui la o distanță sigură. Deci chestia cu acest sistem este doar un sistem pasiv de siguranță implementat de Volvo și într-adevăr își cam face treaba, pentru că v-am spus, te face la psihic și te face să te îndepărtezi de cel din față. Deci repet, nu este ca acel VEB, da, Vehicle Emergency Brake, care cumva îți frânează sau acel LED se aprinde doar în momentul în care impactul era iminent, adică existau șanse foarte mari să intri în cel din fața ta. Pentru că știți foarte bine, cei care conduceți modelele mai vechi un pic, acel LED roșu nu se aprinde oricând, ci se aprinde doar în momentul în care erai aproape de a face accident și în plus de asta vine și cu o avertizare sonoră. Vine cu acea alarmă, ca să zic așa. O să încerc totuși să filmez momentul în care va apărea trafic și o să vă arăt exact cum funcționează. Vedeți? El s-a aprins acum. Nu-ți face nimic, nu-ți frânează, nu te atenționează nimic. Doar nu te atenționează acustic, vreau să spun. Vedeți? El tot stă așa, stă așa, faptul că ești foarte aproape de cel din față. La modelul vechi nu-ți face chestia. La modelul vechi se aprinde aproape în secunda în care probabil urmează impactul sau două secunde, ceva de genul ăsta. Adică nu te atenționează, bă, ești prea aproape de ăla, știi? Asta e chestia cu distance alert ăsta și, na, probabil mai zice că e așa,
un lucru nesemnificativ, dar să știți că acționează la nivelul psihicului. Deci cam asta e cu distanț alert, iar în clipele următoare o să vedeți cum e și cu mașinile fără distanț alert, să vedeți cât de mult vă puteți apropia de cei din față și mașina nu te atenționează, chiar dacă ai aceleași setări făcute, adică CC-ul pus pe 55 de mile, distanța de care s-o țină de mașina din față pentru ACC va fi tot la 3 liniuțe. Eu, spre exemplu, uite, acum am 3 liniuțe, dacă vreau să măresc, vedeți? Deja mi-a și luat mașina din față, da? Și mi-a apărut senzorul acolo, se vede, da? Dacă vreau să scad, nu mai mi-apare. Și acum e la 3 liniuțe, probabil acum, da, exact ce v-am spus, fix acum mi-a apărut, adică, domne, ești prea aproape de ăsta. Și o să vedeți că mă va lăsa să mă duc foarte aproape de el, în așa fel încât nu va intra acel piuit și acea frânare automată, da? Da, sunt foarte aproape de el. Evident, din motive de siguranță, nu o să mă duc și mai aproape de el. O să încetinesc eu. Nu mă bag să depășesc pentru că o să ies acum pe autostradă. Da? Vedeți, asta este distanța alertul. Am dat semnal, mi-a dispărut senzorul, pentru că nu pot să stau după ăsta. Ăsta merge cu 50 de mile la oră, 52, cine știe cum o merge. Ok, că am văzut cum lucrează distanța alertul, o să arăt și cum lucrează o mașină fără acest sistem. Așa, ați văzut care e treaba cu distanța alert pe Volvo-urile cele mai noi care le avem în firmă, adică un Volvo în fabricație după 2018. Astăzi avem un Volvo fabricație 2016 și o să vă arăt exact ce lipsește ăstuia, pentru că l-ați văzut, în momentul în care te apropii la o distanță selectată de către tine, ți se aprinde acel senzor roșu în parbriz și na, haideți să facem și aici aceleași setări, nu știu dacă se va vedea pe cameră. Setăm distanța la 3 liniuțe, da? Am pus pilotul automat, fără ACC, da? Fără cel care păstrează distanța. Momentan, na, rulăm cu limita de viteză de aici, cu 50 de mile. Și o să vedeți că de data asta nu se va mai aprinde acel senzor roșu, decât în momentul în care ești foarte aproape și în momentul în care un pericol este iminent, adică un pericol de impact este iminent, iar în momentul respectiv când se va aprinde acel LED roșu, se va auzi și acel semnal acustic. Deci diferența e doar că acest fără distanță alert, da, nu o să-ți mai apară acel semn care cumva te deranjează în timp sau te face pe psihic să mărești distanța față de cel din față. Haideți că, uite, fix aici o să vedem exact că acea distanță nu funcționează. Da? Vedeți, sunt pe pilot automat, m-am apropiat de cel din față. Uite, nu se aprinde deloc. În momentul de față, probabil se va aprinde pentru că am venit prea tare. Dar vedeți, nu s-a aprins deloc. Distanța este la 3. Vedeți, sunt foarte aproape de cel din față și nu se aprinde. Deci, astea sunt diferențele între distanță alert și modele care nu au această opțiune de distanță alert. Celălalt se aprindea chiar și dacă era mai în față, doar să te atenționeze vizual că ești foarte aproape. Ești aproape de cel din față și nu ai o distanță relativ sigură de frânare. Nu știu, cred că am fost destul de clar cu video-ul ăsta, cu diferențele între cele două modele și sper să înțelegeți cum funcționează acel distanță alert. Mulțumesc că m-ați urmărit,